Bun găsit din nou la început de săptămână sportivă, aici la Mondo TV, din nou în dealul Institutului, emisiunea Arena, din nou fotbalul, pentru că iată și intră din ce în ce mai mult în drepturi, atât la nivelul ligilor, ligii întâi, cât și acum la debutul ligii a doua și de asemenea în plan internațional, iată, aflăm că echipele noastre vor juca în continuare într-un tur eliminatoriu pentru a accede în grupele ligii a doua, ca să spun așa, europene, după ce unica reprezentantă, CFR Cluj, a ratat startul într-o posibilă calificare în grupele Ligii Campionilor. Revenim la fotbal, la fotbalul din Petroșani. Municipiul nostru a luat startul după mulți ani, după un deceniu, din nou la nivelul Ligii a doua, a început campionatul cu numărul 79 în numărătoarea Federației Române de Fotbal, un campionat care a început în 1935-36, iată a ajuns acum la ediția 79. După ce anul trecut ACS Șirineasa promovează la PAS ca și campioana seria 4-a Ligii a 3-a, echipa schimbă numele în Energeticianu și rămâne în continuare, după o rundă de negocieri între autoritățile locale și cei care finanțează echipa, aici la Petroșani. Confi că nu fi Jiul, asta o vom vedea în următoarele luni, până la anul, în anul centenar al Jiului, mai este destul. Nu puteam la o emisiune de deschidere a ligii a doua se invit decât două dintre personajele primului meci, care a avut loc chiar la Petroșani în prima etapă, Energeticianul Târgu Jiu, ca să folosesc denumirea oficială a echipei, în compania celor de la Luceafărul Oradea, și îi salut pe cei doi, Vlad, aflat lângă mine în studio, în stânga mea, Vlad Rusu. Bun găsit și bine ai venit în studio. Vlad Todorache, să zic, o mai veche cunoștință. Bună ziua. L-am mai avut ca junior pe vremuri. Iată, revine din nou la Petroșani după o perioadă la Dinamo 2 și Clubul Sportiv Afumați. Din păcate, ultima echipă, nu? Parcă retrasă din campionat. Retrasă și înscrisă în Liga 3 pe ultimul Deci s-au gândit că mai bine în Liga 3. Au regândit strategia clubului și au hotărât că Liga 3 e mai potrivită deocamdată. Deci da. Vlad Todorache și Vlad Rusu a fost titular 90 de minute în partida de ieri. Până la un moment dat, Vlad Rusu reușise un record al etapei, hat-trick, 3 goluri, dar, din păcate, glumind așa, Alexandru Grigoraș de la Farul Constanța ia fața și înscrie toate cele 4 goluri în victoria Farului. Cu ocazia asta anunț și rezultatele. Universitatea Cluj Metaloglobus București 2-0, CSM Ioveni Academica Clinceni 2-1, FC Argeș Balotești 2-0, Aerostar Pandurii Târgu Jiu 0-1, Unirea Dacia Brăila Ripensia Timișoara 1-2, Farul Constanța ACS Poli Timișoara 4-1, Petrolul Sportul Snagov 0-0, Daco Getica București, fosta Juventus UTA 2-0 și ASU Poli Timișoara Chindia Târgoviște 0-1. Pe scurt, haideți să comentăm ce vi se pare interesant la debutul etapei de, pentru că apoi să intrăm în amănunt cu Energeticianul Luceafărul. Domnul Rusu, să fac o precizare, Vlad Rusu este golgeterul ligii a doua anul trecut, 27 de goluri, ceea ce nu-i de aici de acolo. El fiind un jucător cu experiența ligii întâi, a jucat printre altele chiar și la Steaua. Așa este. Deci, despre etapa întâi de ieri, cam știam cu rezultatele, cum ți se pară? Surprize, nu surprize, mai puțin surprize? Nu știu dacă putem vorbi de surprize. Ținând cont că este prima etapă, toate echipele sunt încă la început. Ceea ce mă bucură pe mine este că noi am început cu dreptul. Am avut un meci destul de greu împotriva Luceafului Oradea, o echipă pe care eu o știam destul de bine, ținând cont că am evoluat sezonul trecut acolo. Și eu zic că ăsta e cel mai îmbucurător aspect, că noi am reușit să obținem cele 3 puncte. Cum ai reușit să-ți menții cel puțin un echilibru teoretic, să marchezi în prima etapă chiar 3 goluri, în condițiile în care ai venit ca și golgeter, într-adevăr, la Ligia a doua, și de obicei, când vii așa, din postura aia, o lași mai ușor la început, zici, aia, lasă că sunt vedetă, sunt golgeter, uite că ți-ai ieșit și ieri, ai marcat 3 goluri. Da, într-adevăr, am reușit să marchez 3 goluri. Eu sunt un tip serios de fel, nu îmi place să mă culc pe ureche. Chiar dacă sezonul trecut am reușit să fiu golgeterul Ligii a doua și am scris 27 de goluri, chestia asta pentru mine și pentru lumea din jur nu mai e valabilă. A început un nou sezon și îmi doresc să am cât mai multe reușite și anul acesta.
Ion Danciu, arbitru, fost arbitru, avea o vorbă, ce a fost valabil ieri, nu-i valabil azi și valabil azi, nu-i valabil mâine. Așa. Perfectă dreptate are. Lângă tine, cu 5 ani mai tânăr, 23 de ani, da. Vlad Tudorache, cum a fost experiența bucureșteană a fumățeană, să zic așa? Sau cum ai ajuns de la Dinamo 2 la... Te-ai dus de la Petroșani ca student în București, nu mai știu, la ce facultate? La facultatea de management. La management? La Artifex, da. Când am mers acolo aveam 18 ani, am stat 2 ani și jumătate la Dinamo. 2, da? Da. Ai simțit vreodată vreo clipă că ai putea fi cu un pas și la Dinamo 1? S-a întâmplat să fie aproape de a tot? A fost o perioadă, cred că în primul an am avut multe de învățat și am acumulat foarte multe, însă după aceea cred că am intrat într-o stare din aceasta. Te-a preocupat mai mult cartea? Nu, ăsta e motivul, dar poate am ajuns într-o zonă de confort, chiar dacă jucam meci de meci și la echipa a doua și așa, intrasem, nu am fost prea mult băgat în seamă, să zic, de cei de la prima echipă, chiar dacă eu jucam meci de meci, erau poate alții care erau promovați mai puternic, să zic așa. Și ai ajuns și la fumați? Am fost la voluntari și acolo la echipa a doua, da, timp de 6 luni, iar după aceea am schimbat comuna, ca să zic așa, am mers la Afumați, care abia promovaseră și în Liga a doua. Dar ce fac oamenii aia din zona? Că și aici ne mirăm. Dom'le, Chiajna, Afumați, voluntari, ăștia tot țin echipă pe divizia A, pe B și... Cum se organizează ideea? Așa, big bonus? E o zonă destul de... Bune, au, sau... Ca bază sportivă este... Nu am mai văzut-o la televizor, la Afumați. Nu este... Cine știe ce este vreau. Mult sub ceea ce este aici la Petroșani, de exemplu. Dar oamenii de acolo fac lucrurile destul de... Sunt corecți cu jucătorii și jucătorii vorbesc între ei și fiind Bucureștiul, fiind o zonă foarte populată și fotbalistic, mulți... Au de unde aspira. Da, da. Mulți nu doresc să plece din zonă și... Da, exact. Și de aceea preferă să joace... Dinamo, da. Preferă să joace la echipe din zonă, să rămână acasă. Dar dacă nu s-ar fi retras în Liga 3, ai fi rămas în continuare la ei, probabil. Da, asta... Tu ai vrut să joci la nivelul Ligii a doua. Da. Eu mai aveam un an de contract acolo. Da. Dar în condițiile în care ne-au anunțat pe ultima 100 de metri că s-au schimbat lucrurile și înscriu echipa în Liga 3, ne-au permis să plecăm dacă dorim, nu ne-au pus probleme. Vlad Rusu, care au fost principalele tale argumente de a reuși să fii goalgetter? Nici nu știu cu cine te-ai bătut anul trecut. Pentru... Cu Valentin Alexandru de la Călăraș și Bogdan Rusu. Da, asta mi se pare, nu mai este acum. Mai este? Valentin? Mai este, mai este. Da, este, Armaz, este. Da? Este. Da, da. Și cu cel de la Hermannstadt? Bogdan Rusu. Alt Rusu, da, că vă și confundam la un moment dat. Da. Unde crezi, care crezi că au fost paturile tale principale? Seriozitatea asta, ai spus-o și am constatat-o, da. Și eu însuși pentru faptul că a fost foarte punctual, asta e un mare lucru. Da, în primul rând, seriozitatea. Ce să vă spun, a fost destul de greu pentru mine. Practic am pornit cu Luceafărul de pe locul 19. Dar l-ai prins și pe Dulca, de vreme să jucam. Da. Când am semnat cu Luceafărul, echipa era pe locul 19. Pe penultimul loc, practic, a fost o misiune destul de grea pentru noi. Eram pe loc retrogradabil, dar ușor, ușor, până în iarnă am reușit să ajungem pe locurile 13-14, ceea ce a fost foarte bine pentru noi. Iar o gură de oxigen, da, cum se spune. Da, exact. Iar în partea a doua sezonului am reușit chiar să ajungem pe locurile 10-9, în final terminând pe locul 8, ceea ce zic eu că a fost mai mult decât bine, ținând cont de unde am plecat. Așa este. La urmă, Oradea, care are și o tradiție fotbalistică prin existența echipelor ICO, Crișu sau FC Bihor, merita să fie acolo în față. Până la urmă, ai luat decizia să vii la energeticianul Petroșani, nu știai mare lucru, nu? A jucat împotriva Șirinese. Pa nu, ei au jucat în tot confund, în ce? Da, în Liga 3. Da. Și cu cine te-a lămurit? Antrenorul? Da, am vorbit și cu domnul Dulca, mi s-a propus să vin aici. N-am stat foarte mult pe gânduri, am acceptat propunerea lor, am fost și sunt încrezător în ceea ce se poate realiza aici și eu sper să facem sezonul acesta o treabă cât mai bună împreună.
Am făcut o statistică astăzi pe care am să o public, cred că într-un ziar de mâine sau poimine. Există la Energeticianu 5 jucători care au jucat aproape 400 de meciuri în divizia A. Conduce Nicoară, detașat, cu 150, se știe că a jucat multă vreme la Panduri și la CFR. Dar nu trebuie omis faptul că ai jucat și tu la un dat la Steaua, când erai o tânără speranță. Ai jucat la Naționala Under, parcă nu? Da, da. Și tu ai un meci cu Portugalia. În Portugalia, în... dar am jucat cu Rusia acolo, eram la preliminarii. În Portugalia cu Rusia, exact. Preliminarii. Da, iată, deci avem și doi internaționali, putem spune. Ai ajuns la Steaua, cred că a fost maximum tău de, nu să zic așa, de dorință morală, în primul rând, de a ajunge. Cu ce garnitură, cu ce generație ai jucat la Steaua în prima ligă? Da, FCSB, hai să zicem. Da, fosta Steaua București. Tu ai prins Steaua totuși. Da, am prins Steaua București la vremea aceea. Da. Da, într-adevăr, am fost la lotul de junior, Under 17, atunci, după care am făcut pasul. Ești Constanțean de origine, dacă nu mă înșel, da. După care am făcut pasul la Steaua București. Am stat acolo Reghe, timp de 5 ani. Prima oară l-am prins pe domnul Cosmin Oloroiu. Deci... Da, cu acea generație, cu Mirel Rădoi, Mărel Nicoliță, Sorin Ghionea, Paraschiv. Și erau o serie de jucători tineri atunci. În afară de tine mai erau câțiva mai erau, puști. Printre care și Ogroșii. Ogroșii, dar uite, un jucător care s-a pierdut. Da, a ajuns prin Spania, prin ligile a treia, a doua. A treia, Spania, citit că joacă, da. Da, atunci, având 16-17 ani, a fost destul de greu să mă impun în acea evident echipă. Vă dați seama că erau niște jucători consacrați și era foarte greu pentru un copil de 16 ani, da, să se impună la prima echipă. L-ai pus pe Ogăraru? Da, da, da. Că l-am văzut la stadion. Da, a fost la meci, l-am văzut. La meci, da. Nici nu se promovau așa mult tineri la vremea aceea, se punea accent foarte mare pe rezultate. Cu domnul Becali a avut contacte? Da, 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 cum să nu. Cum e așa ca, așa în privat? Haios, cred că, nu? Da, 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 e un tip foarte deschis, poți vorbi cu dânsul orice. Da? Când o ține palul, n-ai ce-i face. Da. Și am evoluat o perioadă la echipa a doua, la Steaua 2. Steaua 2, da, da. Când au desfințat-o, dacă nu mă înșel. Da, da, da. După care, între timp, am avut și niște apariții și la prima echipă, atât în Liga 1 cât și în Cupa României. Da, ai avut câteva, nu mai știu, câteva, vreo 5-6, dacă nu mă știu. Da, la Timișoara, cu și Craiova. Cupa mai multe. Da, da, da. Bun. Am văzut că ai jucat și în Belgia, dacă nu mă înșel. Da, acum 2 ani am fost, plecasem de la Viitorul și am plecat în Liga 3 în Belgia. Am reușit acolo să promovez cu echipa în Liga 2. A fost o perioadă bună și acolo. Bun, iată-vă acum amândoi, ba din Portugalia, ba din Belgia, ba cu Rusia, ba la Steaua, ba la Steaua 2, ba la Dinamo 2, ajungi la Energeticianu Petroșani, faceți front comun. Tu joci mijlocaș la închidere sau ce? Nici nu știu exact. Mijlocaș central. Central, joci. Așa un fel de pintilie, Campaco, nu, el joacă la închidere, cred că mai mult. Nu mă asemăn cu el deloc la, probabil, la stilul de joc, dar ca poziție. El joacă altceva, într-adevăr. Dar ca poziție cam acolo. Iar tu ca vârf de la 1,91 m sau cât ai? Da, 1,91 m. Îți dai seama ce avantaj ai, nu? M-am văzut și la meciul de... Și apropo, dacă tot am văzut, haideți să vedem și un rezumat al partidei. Disputat sâmbătă 4 august în prima etapă, Energeticianu Luceafăr Oradea, și apoi vom mai comenta pe marginea acestui joc. Start derutant de Liga 2 la Petroșani pentru publicul spectator la un meci Energeticianu Luceafăr Oradea, care fusese informat cu 24 de ore înaintea partidei că nu se va juca, pentru că apoi lucrurile să ia o nouă întorsătură în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, situația fiind remediată prin instalarea unei porți cu turnicheți la intrare. Aproximativ 400 de iubitori ai fotbalului au venit la meciul de Liga 2 pe stadionul Jiul din Petroșani, nemai cunoscând acest nivel fotbalistic de 10 ani. Meciul în sine a fost la discreția echipei gazde, chiar dacă Vasile Pop, în minutul 13, dă emoții tânărului portar energetician Horațiu Moldovan. Vlad Rusu își arată și el colții de golgetăr când trimite cu capul, dar portarul Moga respinge. În minutul 23, mingea atinsă de Drugă întâlnește propria bară. Va veni însă și golul în minutul 27, când Cosmin Neagu înscrie primul gol în divizia secundă pentru Energeticianu cu un șut de la 10 metri.
minute mai târziu, golgeterul Vlad Rusu, cu latul, reușește și el să înscrie după o combinație cu Nicoar, ducând scorul la 2-0, scor cu care se încheie prima parte a jocului. În ciuda faptului că mai puteam vedea două goluri prin Vlad Rusu, care ratează în minutul 40 din 2 metri, iar de cealaltă parte, portarul Horațiu Moldovan, în minutul 44, se opune golului la șutul lui Prejmerean. La reluare, Codoban, în minutul 51, trimite dintr-o lovitură liberă de la 18 metri, dar Horațiu Moldovan reține, apoi un joc tern, dar soldat totuși în final cu un 4-0, grație unei zile de excepție pe care a avut-o Vlad Rusu. Mai întâi, golul de 3-0, în minutul 90, cu un șut plasat pe lângă portar după o combinație cu Stoinac, pentru ca în prelungiri, minutul 90 plus 1, același Vlad Rusu cu un șut puternic la mingea respinsă de portarul Moga să realizeze 4-0 în final și primul hat-trick al său în acest campionat. Așadar, în final, o victorie clară a formației ACS Energeticianul, 4-0, intrând din startul sezonului cu echipa pe primul loc în clasamentul Ligii a doua. Da, lângă mine Vlad Rusu, autorul la 3 goluri și mijlocașul Vlad Tudorache. Ați avut vreo clipă? Ați avut, să zicem așa, o perioadă de timp în care v-ați gândit că n-ați putea câștiga meciul ăsta? A fost un meci dificil, în ciuda scorului, în ciuda părerea mea. 2-0. Și după 2-0, în a doua repriză, am început destul de timorați, părerea. Am zis că am și spus că a fost un joc mai tern al vostru, așa mai... Da, da. Mai pe vârfuri. Și însă adversarii nu și-au creat ocazii prea mari, nu, și... Da, bă, a apărat Horațiu vreo două. Nu, în a doua repriză, da, în a doua, da, da. Chiar dacă nu am început prea bine și odată cu trecerea timpului, cred că nu s-a mai pus problema. Ce te-ai gândit așa la cald după trei goluri marcate la final? Mai ales că le-ai marcat chiar pe final, minutele 90 și 91. Da, două dintre ele am reușit într-adevăr în ultimele două minute. Sincer să vă spun, nu m-am gândit atât la reușitele mele, cât eram foarte fericit că am reușit să începem cu o victorie. Într-adevăr, destul de categorică, dar asta m-a bucurat cel mai mult, că am reușit să luăm 3 puncte. Ținând cont că era primul meci și jucam acasă, era foarte important să începem bine. Vă mărturisesc că am văzut câteva antrenamente de ale voastre în săptămâna premergătoare începerii campionatului și este într-adevăr o diferență de la cer la pământ între ce se întâmplă Liga a 4-a, cu care suntem obișnuiți în Valea Jiului, și chiar Liga a 3-a, unde anul trecut a jucat actuala echipă care avea celălalt nume, ACS și Rineasa. Ce înseamnă un ciclu de antrenamente săptămânal? Începeți lunea sau cum? Da, începem lunea. După care... Asta în cazul că nu aveți meciuri vineri, că s-ar putea și asta să se întâmple, sau să aveți duminică. Da, este posibil să jucăm și... ciclu normal, dacă aveți să facă sâmbătă... Primul antrenament îl avem lunea, după care marțea urmează o zi cu două antrenamente, de obicei. Da. Și după aceea continuăm miercuri, joi, vineri, cu câte un antrenament de regulă dimineața la ora meciului. Vlad Tudorache, se mai practică cantonamentele? Se practică. În România sunt... Da, nu, dar voi intrați și voi în cantonament vinerea? Sau cum? Da, bineînțeles. Da, nu mergeți direct la meci de acasă? Nu, n-am mai făcut asta de foarte mult. De ce? Ca să nu mergeți la ce scrie pe spate acolo, sub jiu, scrie numele unui loc. Nu neapărat, dar e bine să... Să ca și echipă, focul ca, de nu, benzină. E bine ca și echipa să petreci timp împreună, înainte unui joc, părerea mea, să... Da, să ne familiarizăm, să ne obișnuim unii cu alții. Aș vrea să dau aici citire echipei care a jucat în acest meci.
Horațiu Moldovan în poartă, Robert Petre, Lung, Ninu, Drugă, apoi Vlad Tudorache, Călin Cristea, Neagu, Cioiu în față, așa, nu? Nicoara Rusu, 4-4-2 a jucat. 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Bine, asta e, cum să zic, e defalcarea aia pe care și-o fac antrenorii, da? Așa, deci 2-3-1, da? Tu ai fost singurul vârf? Da, dar știți cum era în momente ale jocului. Am văzut. Arată și că mai poate. Cum te înțelegi cu Nicoara ăsta? Pare un jucător experimentat, versat. Da. A jucat atâția la CFR Cluj. Este normal, a jucat atât timp și în Liga 1. Înlocuit cu Neacșa, minutul 70, să spunem și înlocuirile. Locului Cristea a intrat Stoienac, 62, și în ultimele 4 minute, unul din jucătorii mei preferați de la voi, Ioniță. Văd că n-a fost titular. Titular a fost domnul Daniel Lung, care este și capitan de echipă. Da. Nu știu ce îl recomandă, sigur, e opțiunea antrenorului, la urma urmei. Dar mie îmi plac jucătorii ăștia peste 1,80 m. Și uite, cazul Rusu, cazul lui Ioniță, nu știu, tu cât ai tot. Eu nu mă încadrez. Nu te bagi acolo. Să înțeleg că nu vă place de nu. Mai ales pentru atac, uite, nici mie îmi place și Pintilii, dar Pintilii mai micuț și el. Are 1,80 m totuși. Cred. Are 1,80 m și vreo 2, cred că. Da. Apropo, să facem așa o divagare de la subiect. Revenim, evident, la meciul cu Energeticianu. Cu Luceafărul din prima etapă, cum vi se pare campionatul ăsta după 3 etape, domnul Tudorache? Campionatul Ligii 1. Ligii 1, evident. Nu știu, sunt plăcut impresionat se de Dinamo. Se poate vorbi de o favorită, se poate vorbi. Eu sunt plăcut impresionat de Dinamo, chiar interesant, chiar mi-a plăcut și în meciul cu FCSB. Da, mi s-a părut că au deținut controlul. Să vedem acum, de seara. Da, de seara nu mai știu cu cine joacă. Un meci cu Gaz Metan Mediaș. Da, dar l-am prins pe domnul Florin Bratu, l-am avut și la Dinamo 2. A, da? Da, și chiar mă bucur că reușește să-și impună ideile și echipa are o agresivitate foarte pozitivă. Crezi că anul ăsta va putea lupta de pe alte poziții în play-out? Că după, după cum au început, cred că da. Dinamo m-a impresionat până acum, sincer. FCSB, ce crezi că va face în mai departe? Uite, la ora asta, nu știu, la ora 14, dacă pot să ne informeze, s-a decis cu cine joacă, dar nu știu cu cine a căzut, cu una convingătoare dintre nu știu ce echipe. Stea. În Europa League. Cu Hajduk Split. A căzut? Cu Hajduk Split. Deci Hajduk Split. Da. Perfect, uite, avem ce povesti. Da. Greu de tot. Da, o dublă foarte grea, cu echipă foarte bună. Din Croația. Nu putem să-i evaluăm după cum au jucat cu Rudar Velenie, pentru că aia a fost o echipă totuși de Da, a fost nivel, într-adevăr un adversar destul de modest. 7-0 general. Da, o calificare destul de ușor obținută și acum într-adevăr va fi un test destul de greu și vom vedea la ce nivel se situează. Sigur, voi la 23, respectiv 28 de ani, pot spune că sunteți chiar și tu la 23, deja experimentați. Cum vedeți valul ăsta interesant de la Steaua? MCM-ul ăsta, ca să folosim BBC de la Real Madrid, MCM-ul, adică fiind Moruțan, Coman și celălalt, Man. Și Man. Da, nu știu dacă au jucat în formula aceasta până acum. Au jucat ieri. Da. Aseară, da. Bine, Moruțan pe final. Pe final, după intrare. A jucat și el. Da. Sunt jucători talentați. Sau MGM, ca la film, nu? Cu Noire. Dar oricum, da. Ăștia doi interesanți, Moruțan și Man. Da, da. Sunt fotbaliști buni, tineri, care la Moruțan se vede totuși un progres față de ce era la Botoșani. Încearcă se să... Așa. Și la Man se vede față de ce da, era. Da, exact. Bine, el are, dacă nu mă știu, al doilea sau al treilea la Steaua. E al treilea an. A intrat în al treilea, că l-au dus în retur de acum 2 ani. Da, a fost când era reghe. Da. Vorba ta, dacă își mențin seriozitatea, capacitatea și, ce să zic, echilibru de mental, în primul rând, să nu ia razna cum au luat-o Dodel Tănase, de exemplu. Mai țineți minte pe Dodel? Ai jucat cu da, el? Da, l-am avut și coleg în perioada aceea. L-a avut. Era și ăla cu bomba secției, parcă, nu? Da. Deci dacă nu au razna băieții, ăștia da, care vin, na, Botoșani. Sunt într-un mediu profesionist. Uite, Golovca nu s-a putut acomoda. Nici Marele Ali Bec nu s-a putut acomoda. Acum știți cum este, FCSB e altceva față de provincie. Da, dar tu Ali Bec, da, ai voie să nu te... Este cea mai mare presiune acolo. Da. Pentru jucători. Și cei de la Viitorul care au venit au nevoie de timp să se acomodeze. Da, ne mă bucur că avem un jucător din Petroșani care joacă la Viitorul și chiar foarte bine joacă, Mățan. Mățan, da. Un jucător foarte interesant și cred că
viteza, stilul de joc al lui Gustavo și Băluță, cam pe acolo. Da, da. Par a fi. Așa, deci discutam de campionat, spuneam de Dinamo, va avea un cuvânt greu, Fotbal Club S București, cum să zicem la Sâmbăra? Star, Sport, Steluța, Sticletele. Că asta nu înțeleg. Bun, ne ferim de Steaua, dar ce e la S-ul ăla din FKSB? Nici voi nu știți. Da. Nu știu de unde. Să ne lămărească ei. Da. Da, într-adevăr, un început destul de greu, cum de altfel și al celorlalte echipe mari, cum ar fi CFR și Universitatea Craiova, au început mai greu de sezon, pentru că sunt implicate și în competițiile europene. Poate fi și acesta un factor. Dar eu cred că o să-și revină toate aceste echipe. E început de campionat și încă este timp să-și revină și să arate adevărata lor valoare. Cum mi se pare intrarea pe prima scenă a celor debutante, echipele din Sibiu și Călăraș? Hermannstadt, pot să spun că și-au păstrat același stil din Liga a doua, foarte organizați, foarte solid. Mai ales că voi ați prins ambele echipe. Da, da. Da, am jucat. Așa, da. Am jucat contra. Pelici, mi se pare un antrenor extraordinar. Ce am auzit de la alții jucători, foarte, foarte bine organizat, foarte bine organizat și știe ce să le ceară jucătorilor. Avem un telefon? Alo? Alo? Bună seara, domnul Damian Militaru. Bună seara. La telefon este Damian Militaru, fostul jucător al Stelei, ca să fiu... Sunt în studio cu Vlad Rusu și Vlad Tudorache de la Energeticianu. Da, te salut, Genu, și pe tine și pe invitații tăi. Da, mulțumim și aș vrea să te întreb despre faptul că acum știm că ești bine implicat în echipa Jiului din Liga 4-a, care cine știe, poate și a furnizat jucători aici, în Liga 2-a. Ce se mai întâmplă strict la CSM Jiu fotbalistic întrebându-te? Da, Genu, deci am avut o discuție cu domnul primar și cu domnul David și... s-au hotărât ca eu să preiau echipa Jiu Petroșani împreună cu Cosmin Candu și Ghitan Sorin. Normal, tu știi ce se întâmplă la anul cu Jiu Petroșani, trebuie să ducem echipa, indiferent cine e antrenor, ce facem, cum facem, trebuie dusă, că știi ce se întâmplă la anul. Să prindem suta. Da. Știe toată lumea ce se întâmplă, nu? Măcar să, în Liga 4-a să fim cu Jiu. Bun. Cu jucătorii cum stai? Că acolo era problema cu numărul de lot, de numărul jucătorilor din lot. Chiar astăzi am avut o discuție cu domnul David, i-am adus, deci am vorbit cu dânsul, i-am spus care e situația, jucători de 16-17 ani, avem, până în momentul de față avem 33 de copii 16-17 ani, 14-15 ani, care au confirmat că vor să vină să ducem Jiu mai departe. Dar nu ți-e teamă că expui la scoruri astronomice, la... Când joacă cu aia, pe la Băița, pe acolo, pe la... Eu știu pe unde mai joacă. Aici e cea mai mare problemă, dar o să avem o discuție cu ei. Cu domnul David am avut o discuție, a zis că nu se pune presiunea rezultatelor, să vină copiii să joace în continuare. Sperăm să nu se întâmple ce ai spus tu. Poate cine știe, cu o pregătire bună și cu 3-4 antrenamente pe săptămână și cu tinerețea lor și încă 2-3 mai în vârstă, mai experimentați, să ducem Jiu mai departe și nu, cum ai zis tu, la scorul 10-15. Bine, Damian. Iar copiii ăia mici, cum stați? Că e ciudat așa acolo împărțirea pe grupe. Alo? Cu juniorii CDE. Nu te aud, Genu. Deci cu copiii ăia de junior CD și E, cum stați? Da, stăm bine. Eu acum, deci am oprit acum în parcare aici, mă duc la Deva, avem ședință pentru juniorii C 2004-2005. Să vedem ce se întâmplă, ce vor să facă. Noi avem grupele, deci toate grupele o să fie înscrise și mergem mai departe. Bine, să dea Domnul să fie bine, să ținem și Jiu acolo, pe lângă echipa din Liga a doua. Mulțumesc, drum bun! Ajută, indiferent cine e la Jiu, Jiu trebuie să meargă mai departe, e clar. Așa este, deocamdată am vorbit cu cel care este astăzi la Jiu. Da, da. Numai da. Bine. Și baftă cu voi amici. Bine, te salut, emisiune plăcută în continuare. Mulțumesc. E un, așa după cum mai ales Tudorache îl cunoaște, un băiat cu suflet care ține foarte mult ca fenomenul local să nu moară. Și a luat o mare responsabilitate pe cap.
conducând și acea școală privată de fotbal, Damian Militaru, dar iată acum și Jiu Liga 4, în care, așa cum spunea, singura problemă este să nu ia scoruri astronomice, deși e greu. Tu ai jucat la Liga 4, știi cum e acolo? Am jucat, da. Se joacă un pic mai... Da, este... Astfel. Ceva, da. Și câți ani aveai când ai jucat la Liga 4? 15-16 ani, da. Dar bine, jucai pe lângă de ăștia mai mari. Da, la Universitatea aici. La Universitatea Petroșani, știu. 6 luni am avut din nou o problemă cu Jiu, se desfințase atunci sau nu știu. Da, era o problemă cu ei, da, da. Se schimbase iar. Nu se desfințase, urma să se desfințeze și cei, unii dintre voi știu că ați plecat. Renunțaseră, da. Mă uita ce în cartea ta de vizită, nu cred că ai jucat pe la ligile astea mici, a patra? Nu. Nu, nu. Când am ajuns prima ta echipă este Steaua București, văd că. Da, când am ajuns la Steaua, atunci echipa a doua evolua în Liga 3. Deci, da, practic, da, am cum ai ajuns de la Constanța? Că după ai ajuns la Viitorul Constanța. Da. Prima oară am fost la Palatul Copiilor, am început fotbalul la Constanța. La Palatul Copiilor. După care am fost selecționat la lotul național de juniori și ulterior aveam să ajung la Steaua și după aceea Viitorul. Întotdeauna m-am sigur că unii dintre noi suntem mai conservatori, mai ales după o anumită vârstă, după 30-40. Nu-i greu tot timpul, și asta în primul rând pe tine te întreb, că la Tudorache încă nu-i cazul, are și el acolo vreo două echipe, dar mă rog, una dintre ele legată și de studenție sau chiar două. Când zici că te-ai obișnuit cu grupul de oameni din oraș, cu spectatorii, cu colegii, cu antrenorii, cu tanti care spală echipamentul, cu tanti care face mâncarea, pleci după un an, pleci. Nu-i greu așa, ba Oradea, bea Constanța, ba Berșot, ba Clinceni, ce Clinceni? Ai jucat și acolo, la Academie? Am fost, Petrolul Ploiești. Fost împrumut de la Viitorul, da. Da. Da, într-adevăr, asta... Ba, valiza, ți-ai găsit poate... Ai soție, ceva? Încă nu. Încă nu. De unde ai? Din Constanța. Deci ai prins-o la casă totuși, nu la Clinceni, nu la... Că, de exemplu, Pintiliu, moldovean, s-a mutat, s-a luat la Petroșani. Da. Exemple mai sunt, multe. Da. Într-adevăr, noi suntem, ca și fotbaliști, suntem obișnuiți cu viața aceasta și încă eu... O să spun că n-am trecut așa prea la foarte multe echipe. Ai vreo 7. Da, printre care și o revenire la Viitorul. Da. Da. Dar am foști colegi și colegi care au trecut pe la mult mai multe echipe. Unde te-ai simțit cel mai bine, totuși? Nu vorbim de actuala echipă, care, cum se spune, persoana de față se exclud. Unde ai avut cel mai... Te-ai simțit cel mai bine, ăsta e cuvântul. Peste tot pot să spun că m-am simțit bine, dar cred că... Aia, cu atât mai rău, vezi? Te simți bine peste tot și tot lăsai un loc și plecai în altul și nu știi ce da, te așteaptă. Da, dar pot să spun că în Belgia chiar m-am simțit, deci, la Berșot, chiar foarte frumos. Bine acolo. Da, da, da. Eu am văzut Leuven, acolo unde se face berea aia, Stella și nu mai știu cum, ca să nu-i dăm numele. E frumos, și Leuvenul și la Berșot n-am fost, dar cred că e un oraș tot așa... Medie, da, 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 Belgia e o țară foarte frumoasă și, într-adevăr... Domnul Tudorache, la 23 de ani încă se poate numi, existau pe vremuri și echipa Under 23, au desfințat-o de vreo 10-15 ani. La 23 de ani încă se poate vorbi de o dorință. Nu că la 28 de ani cineva ar fi bătrân, dar la 23 de ani încă te mai gândești, la ce te mai gândești dincolo de Divizia B? Nu dau numele, nu Energeticianul, nu Afumați. Dincolo de Divizia B, de Liga 2. Sau consider, ok aici? Consider că am făcut un pas înainte, totuși venind de aici. Așa. De la Afumați am avut în vedere și condițiile de pregătire și valoarea lotului. Și am... Tu mai ai un avantaj moral, că ești acasă și contează, cred că, enorm. Moral? Nu știu. Deja eram acomodat, eram de 5 acomodat, ani. Acomodat, sigur. Dacă n-ai avea 15 ani, am vorbit așa, da, la 23. Exact. Nevastă de la Fumați sau de unde? De la Clinceni? De la... Nu se pune în problemă deocamdată. Consider că am făcut un pas înainte venind de aici și normal că mă gândesc pe viitor să poate, de ce nu, să avem rezultate bune și dacă e să rămânem acolo în față. Asta vreau să în fața. Să știi că mai în glumă, mai serios, vă întreb de neveste, pentru că uitați fotbaliști mari, cazul ăsta, mă, de la Dinamo, Nemeț. N-a mai vrut nevastă asta să stea în... Știți, nu, povestea. Ea a zis, nu, gata, da, tati, acasă, ajunge cu România. Chit că ăsta se simțea bine aici. De asemenea, un alt mare fotbalist, Vidal, are probleme în sensul ăsta. Deci, dacă tu îți găseai o tanti la Afumați, să zicem,
Tu la Oradea, vorbim de... Și a spunea, nu măi, Vlăduț, rămâi Acilea, ici și așa, lângă mine. Era... Deocamdată, cred ai scăpat de momentul ăsta. Aia e bine. Deocamdată căutăm să luăm cele mai bune decizii pentru noi. Nu. Da. Nu. Ai gândit ca un bărbat adevărat, corect. Fotbaliștii sunt obișnuiți să fie cu bagajul pregătit tot timpul, nu se știe ce se întâmplă. Antrenori în primul rând, dar și fotbaliștii. Și fotbaliștii, da. În România. Eu care mă ocup de fotbal de atât de un amar de ani, de când eram, cred că mai mic și decât tine, când ne jucam fotbal, știu că un fotbalist rămânea și 10 ani o echipă, 12 ulterior, eu luăm pe Buffon, pe nu știu pe care, pe tot tipă, Cornel Dinu. Probabil nu era nici instabilitatea asta financiară care este acum în România. Și Gigi Mâncescu a jucat 9 ani la Jiu. S-a dus foarte târziu, la 28 de ani a plecat la Dinamo. Da. Ia gândește-te că dacă a plecat la 23 de ani, unde prinsese echipe în meciul la Națională și de la Jiu chiar. Și bun, e un exemplu, dar se pot da atâtea și atâtea, nu numai neapărat de la Jiu. Ce echipe vă plac, apropo, că acum batem la poarta meciurilor internaționale de anvergură, iată că America se bucură de Juventus, de Real, de Barcelona, de toate astea. Încearcă să promoveze probabil fotbalul. Sigur. Mai mult acolo, nefiind un sport atât de popular. Eu unul sunt un fan Juventus de... Fan Juventus. De mic. Nu... Vă felicit că ați luat un jucător de la această echipă. Mă bucur de transferul lui Cristiano, dar odată cu transferul lui am văzut că și mulți fani s-au mutat de la Real, poate, sau fani speciale lui Cristiano s-au mutat de la Real la Juventus, cel puțin în social media. Îți plăcea înainte de a juca după ce v-a bătut de vreo 3 ori la rând de Cristiano? Eu nu prea îl suportam, dar acum îl apreciam, dar nu... Acum îl iubești. Nu chiar, îl apreciez în continuare. Și înțeles că Hazard vine să completeze locul liber la Real. E cu un pas la Real deja. 200 și cea de milioane au cerut pe ea. Bună afacere. Sunt niște sume care... Domnul Rusu, să întreb tot așa în intimitățile noastre fotbalistice, ce echipă țineți de pe planeta Pământ? Nu pot să spun că am o echipă favorită. El a spus, Juventus Torino. Păi da, dar aș putea spune că simpatizez, să spunem, cu Bayern München. Pentru că acolo, da, Marcele Lewandowski. Și unul știi jucătorii mei preferați. Uite că ești cam pe fizicul lui, dacă... Da, l-apreciez în mod deosebit pe Lewandowski, poate de aceea. Da, într-adevăr, ai opțiune bună. Nu știu cu cine ține domnul Iorent, că nu are treabă cu fotbalul, eu țin cu... Nu, mai are rost să mai... Am dedus. Avem și un telefon, hai să ne intrăm din nou la... Alo? Alo, da. Bună seara, domnul Perjă? Da, da. Salut, domnul manager. La telefon de nu-ți Perjă, managerul echipei ACS Energeticianu. În primul rând, felicitări și din postura de realizator, nu numai colaborator al vostru, pentru... rezultatul strălucit de ieri, un debut excepțional, 3 goluri hat-trick, Vlad Rusu, care se află în studio împreună cu Tudorache. Cum a fost săptămâna premergătoare pentru un manager? Câte ore ai dormit? Bună ziua, în primul rând, dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. A fost o săptămână destul de grea, deoarece a trebuit să aducem stadionul Jiu Petroșani la standardele pe care ne le solicită Federația Română de Fotbal și Jandarmeria Română, mă refer aici la legea 4, da, privind siguranța spectatorilor. Ce să zic, a fost o săptămână foarte grea, mă bucur că am terminat-o cu bine, prin această victorie clară în fața celor de la Lucea Oradea. Da. Cum a fost povestea aia? Uite, turnicheții nu sunt turnicheții. Ce? Da, am joi, am avut reverificarea și omologarea stadionului, aveam de îndeplinit 12 criterii, 11 le-am îndeplinit, cel de-al 12-lea referitor la turnicheți care au rol contorizarea spectatorilor. N-am reușit să facem acest lucru, dar nu a fost o problemă din partea jandarmeriei, deoarece au menționat în procesul verbal că se vor rezolva pe parcurs, deoarece noi nu suntem proprietarii stadionului Jiul din Petroșani. Și nu suntem singura echipă, 90% din echipele din Liga a doua nu dețin stadion, privind omologarea pe sistemul video și turnichet, ca și o paranteză. Da. Iar vineri, au spus că totul este în regulă, iar vineri au trimis o adresă către Federația Română de Fotbal, prin care le solicita
să ne retragă dreptul de a juca cu spectatori pe arena sportivă Jiul din Petroșani. Federația Română nu avea cum să facă acest lucru, deoarece trebuie trecut printr-o comisie de disciplină și să se constate acest aspect. Dar noi am făcut toate eforturile pentru ca suporterii din Petroșani să vadă primul meci al echipei ACS Energeticianul în Liga a doua. Eforturi care ne-au costat și ceva bănuți și o muncă destul de grea, să lucrezi noaptea și să pui acel turnichete pentru a se putea desfășura acest meci cu spectatorii. Da, e o performanță că ați reușit să puneți stadionul în funcțiune și pentru publicul respectiv. Apropo de funcția ta de manager, cum mai stăm cu legitimările? Știu că tot timpul ai fost ocupat cu legitimări, carnete, drumuri la București. Mai vin jucători? În acest moment mai suntem în discuții cu doi jucători, deoarece vrem să mai completăm un pic anumite posturi, să le dublăm, cum s-ar zice. Nu mă ascund că e vorba și postul de under, da? Deoarece vrem să, pe poziția unde avem under, să și dublăm posturile. În rest, nu cred că mai este cazul, deoarece avem un lot destul de numeros, valoric stăm destul de bine, să dea Dumnezeu să nu se accidenteze și să fie toți alți, deoarece antrenorul va avea de unde alege. Problema e la under, unde vrem să facem și acolo concurență, în cazul în care un jucător va fi suspendat sau, Doamne ferește, accidentat, să poată fi înlocuit oricând de un alt jucător. Apropo de startul ăsta furtunos de 4-0, la care, sincer, nu ne așteptam, cel puțin ca și proporția scorului, crezi că va putea echipa să mențină acest tonus, acest ritm și în continuare? Da, un scor destul de mărișor, datorită și lui Vlad, care își, încă o dată, își dovedește calitatea de golgeter. Îi dorim succes în continuare și să marcheze tot atâta golul cât a marcat și la Luceafăru, sau măcar să marcheze și să aducă victoria echipei, pentru că este un jucător valoros care toată echipa se bazează pe calitatea lui de marcator. Asta contează cel mai mult la un atacant, să marcheze goluri. Da. Mulțumesc, o zi bună în continuare, ne vedem sâmbătă la meciul cu ASU. Mulțumim, emisiunea plăcută în continuare. Mulțumim. A fost Dănuț Perge, managerul general al ACS Energeticianu, cel care îl lăuda și el pe Rusu, că a dat 3 goluri, vezi, ai numai suporteri peste tot. Chiar așa, apropo, meciul ăsta cu ASU Politehnica, în ce context îl așteptați? În situația în care, atenție, vine o echipă rănită acasă acum, nu? A pierdut cu 1-0 minutul 90, incredibil, cu un public extrem de înflăcărat, s-ar putea să aibă, eu zic, că 1000 de spectatori vor veni de la Timișoara. Știți că e una din cele mai puternice galerii din țară. Pregătiți special, cum îi... Sigur, ar fi bine să fie antrenorul lângă mine. Dar și voi simțiți, totuși, acest imbold spre un meci cu o anumită încărcătură. Vlad, Rusu. Da, eu cred că o să fie un meci frumos. Noi nu cred că ne lăsăm intimidați de prezența... Ai acolo doi fundași centrali, Mera și Scutaru, destul de experimentați. Da, într-adevăr, sunt doi jucători cu experiență. Dar, cum am mai spus, eu cred că o să fie un meci frumos. Îi așteptăm pe suporterii lor în număr cât mai mare, asta ne motivează, da, și pe noi. Da, o atmosferă frumoasă. Da, exact. Este mult mai bine să jucăm cu suporteri. Chiar de lor. Da, chiar nu contează. Un meci la capătul că sper să ne impunem. Debut rău pentru antrenorul Cosmin Petrescu, îmi pare rău, am un respect deosebit pentru el, dar asta e, au bătut Chindia Târgoviște cu... Destul de norocos. Viorel Moldovan antrenor, dar și destul de norocos, e adevărat, că putea fi până la ora aia... Fiind un meci echilibrat, chiar am vizionat meciul ieri și... Tu, adică amândoi ați cunoscut suporterii ăștia la Timișoara, nu? Da, cum să am văzut și ieri la TV, da, formidabil. Fac o atmosferă foarte... De jos pălăria, nota 10 pentru modul în care își... Încurajează arsenalul ăla violet cu care umblă după ei tot timpul. Așa e. Cum vezi meciul, lupta cu viitorii tăi adversari? În ce măsură îi cunoști? Că au și ele destule transferuri avut. Da, au schimbat ceva jucători. 8 jucători noi. O echipă destul de echilibrată pe toate compartimentele, puternică, solidă și fizic, dar consider că și noi avem o echipă puternică și avem
prima șansă, da. Mai ales că jucăm acasă. Facem o foarte scurtă pauză publicitară pentru a reveni apoi pentru partea a doua. Revenim din nou în direct. Aici lângă mine se află Vlad Rusu și Vlad Todorache, doi dintre componenții de 90 de minute, deci partidă completă, ai partidei din, din Liga a doua, etapa 1, 4 august, primul meci al echipei Energeticianu în acest campionat, gazdă fiind stadionul Jiul Petroșan, așa cum spunea și Denis Sperge, de la zi la zi îmbunătățindu-se, a fost problema aceea cu turnicheții, bine că s-a rezolvat, cam târziu, dar până la urmă tot am prins vreo 400 de spectatori. Mizăm pe vreo 2000, cred că, sâmbătă, chiar dacă 1000 ori fi timișoreni. Dar și din informațiile mele, multă lume și-ar dori chiar și din zona țării Hațegului, Pui, Sântă Mărie, Hațeg, Baru și așa mai departe, să vină la acest meci, cum precum și cei din vestul Jiului, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Rican și de ce nu chiar de la Târgu Jiu, pentru că la divizia ce vine omul și de la Târgu Jiu, Pandurii au început bine, totuși, nu? Ne-a așteptat de bine chiar să bată. Da. Apropo, am auzit o chestie extrem de interesantă și stau să mă gândesc geografic cum s-a putut întâmpla. Chindia Târgoviște, care a jucat la ASU, adversarul vostru de sâmbătă, a plecat cu avionul la Timișoara. De unde a fi plecat cu avionul? De la București. De la București? Sunt doar o oră. A, deci au parcurs cu autocarul decât să meargă 8 ore sau 10 până la Timișoara. Da, exact. Deci este mult mai... Voi cum o să jucați la Bacău, de exemplu? Sau la Constanța? Sau la Brăila? Sunt deplasări dificile, lungi, cu... De aici plecați nici de joia nu avem altă variantă. Nici nu este altă variantă. Voi la Oradea cum jucați? Că Oradea are la capătul. Da, asta vreau să spun, că noi acolo eram poziționați destul de rău, să zic așa. Vestic. Toate... Mai bine jucați la Budapesta, că eram aproape. În afară de două, trei echipe, UTA și Aradu și Timișoara. Într-adevăr, toate deplasările erau lungi și foarte lungi. Cum Constanța, că Farul nu juca atunci. Cine juca? Aveam deplasări lungi, vă dați seama, erau 5 echipe din București. Chiar ce foarte de... Da. Cu avionul? Am fost de două ori și cu avionul. Dar nu știu, acum mă întreb așa, că unul e mai ieftin cu avionul oare? Sunt un pic mai scump de merită. Depinde. Dacă sunt biletele luate din timp, eu cred că este mai, bun, mai ok deplasarea cu avionul. Stadion, aeroport la Oradea, la Cluj aeroport, la Oradea aeroport, Târgoviște, îmi spune Vlad că pleacă de la Petroșan, dacă ar fi și dacă vrei să mergi cu avionul. Întrebare, de unde îl iei? Da, aici este, la Brăila. E mai dificil un pic, dar suntem poziționați un pic mai bine față mai de... Mai central decât Oradea, da, și Arad. Pentru că avem 3-4 ore Arad Timișoara, 3-4 ore București. Suntem mai bine. Da, deci situația e sub control, cum ar fi din punctul ăsta de vedere. Cum vi s-a părut... Iar o întrebare de antrenor, da, mă rog, întreb și voi. Așa, în general, e un 11 care s-a conturat acum la meciul ăsta? Sau mai e loc și pentru alții? Vlad Rusu e senator de drept, nu, de exemplu? Nu, cred că... Cine ar putea fi? Așa a fost, asta a fost decizia domnului Dulca pentru meciul acesta. Oricând pot apărea modificări, vă dați seama. Nu înseamnă că... Doamne ferește de accidente, de suspendări. Așa este. Este un campionat lung, până la urmă. Și absolut. Trebuie absolut să fie un lot numeric 19, și echilibrat etape, valoric. Plus două din retur în decembrie. Exact. De Crăciun, cam pe acolo vă opriți. Cam 10 decembrie este... Da, cam 10 decembrie. E convenabil ora asta? Dacă, uitați, de exemplu, unul din antrenori, Leo Grozavu, a fost extrem de iritat ieri, că a jucat la ora 13 sau 15.30. 15.30, da. 15.30. Cum? Dacă veți prinde un meci de ăsta pe la Brăila, cum o fi oare? Pe la 45 de grade, așa. Acum știți cum e. Noi suntem obișnuiți deja. Da, sigur. Suntem obișnuiți deja.
Ora oficială a Ligii a doua e ora 11 de atâta timp. Da, da, au preluat televiziunile dar, de probleme. Asta vreau să spun și televiziunile decid până la urmă orele de disputare ale meciurilor. Practic nici nu ai ce să faci, te conformezi și asta este situația, trebuie să joci la, dacă vrei la orice bani, oră. Dacă nu, nu te conformezi. Deci am înțeles că amenda e foarte aspră în cazul că nu respecti ora televiziunii, dar pe de o parte majoritatea echipelor, am văzut, protestează în ideea că sumele oferite de televiziuni sunt foarte mici. Am înțeles că 35.000 de euro pe echipă. Sau da, într-adevăr, sumele sunt comparativ cu Liga derizorii. Este da, foarte absolut derizorii. Da, înțeles că sunt 25.000 de euro plus 10.000 de euro care vin de la sponsorul oficial exact. Ligii a doua. 35.000 de euro în total, mi se pare o sumă mai mult decât... Împărțită de... pe 20 de meciuri, Vax Albina, cum se da, zice. E o diferență foarte mare, totuși... Știi ce faci cu banii ăia împărțiți? Pe, așa, apropo, asta este oarecum un răspuns și pentru cei nedumiriți legat de biletul de intrare. Sigur că s-a vehiculat la un moment dat suma de 10 lei când s-au dus negocierile cu primăria, deși ACS Energeticianul, ca orice librărie, cârciumă, butic sau loto, este o societate comercială. Ei și-au stabilit, până la urmă, 20 de lei biletul, că o fi mult, că o fi puțin, este problema lor, pentru că un meci, de exemplu, costă acasă 3.000 de euro. Asta însemnând arbitrajul 75 de milioane vechi, observatorii, 25 au și băieții ăia, restul, smurdu, pompieri, asistența medicală, două mașini de salvare, jandarmii, poliție locală, cam acolo sunt 3.000 de euro. Și atunci, sigur că măcar, probabil, tot timpul sunt probabil, pentru că n-am niciun drept să judec pe nimeni. Nici spectatorii care sunt destul de supărați în oraș că suma este cât este, dar nici să aduc vreo critică celor de la Energeticianul, pentru că au și ei calculele lor. Salariile voastre... Apropo, cât aveți salarii? Salariile voastre sunt și ele vreo... Hai să fac un calcul, sunteți 20 ceva în lot? Bă, vreo 50.000 pe euro sunt pe lună. Pun media 2000. Am pus mult? Nu ziceți nimic? Nu știu. Păi, dar de ce? Uite, nu se ascunde la ăsta. Rusescu are 35.000 de euro pe lună. Și deocamdată nu juca niciun meci. Dar atât au zis că îi dau. Ce de la FCSB? Avea... Cum? Ce de la FCSB? Da, au zis 25.000 salari, nu mi se pare. Pinti are 12.000. Eu zic că e cam mare diferența între el și băiatul ăsta care n-a mai jucat de un an jumate. Ma voi nu știu cât aveți. Știu. 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am zis așa, iurea, deci nu mă interesează dacă sunt secrete, dar una peste alta, o echipă de genul ăsta costă cu deplasări și organizare acasă 60.000 de euro pe lună, pe puțin. Sunt costuri. Sunt niște costuri, dacă nu chiar 70. Și atunci, sigur că, probabil că în momentul când se va decizia fixării acestui preț, sigur că am înțeles că se va discuta la nivel de abonament, dacă se va face, și atunci, sigur că în loc de un abonament, ca să decât să dai pe bilet, pe 8 partide în tur, 160 de lei, probabil dai numai 100 de lei sau 120 de lei. Nu știu, asta se va decide în continuare, dar, repet, este justificată intrarea pe bani. Acum, fiind o societate comercială, țară liberă, prețuri libere, e ca și la nuntă care merge la cu fotografiatul sau cu filmatul și spune, domnule, ăsta e prețul. Vrei bine, nu? Stăm acasă. Bun, a lămurit-o și pe asta, deci echipa e în vână. Domnul Berger spunea că mai aduce doi jucători. Nu știți ceva? Nu știți cine. Noi nu știm, nu... Nu, ne pregătim. Treziți pe acolo, faceți conștiință. Și că două mari surprize. Înseamnă că se va întări corpul celor cinci jucători care au jucat în Liga 1. Îi așteptăm. Peste, și vor fi în cazul ăsta peste 390 de meciuri. Repet, cel mai greu este... Domnul Nicoară, cu cele 150 de partide, le-am numărat, atâtea are în cap. Și cel mai mic, știți care e? Bogdan Miron. Are trei jocuri în poarta lui Sep și Sfântul Gheorghe. El a mai jucat pe la alte echipe, dar... Chiar sezonul trecut, cred că... Poftim? Sezonul trecut, cred da, că... Da, sezonul trecut a avut trei partide, nu știu mai cine a titularul ei în poartă. Este Nițuli acum la Sep. Cine? Nițuli, din câte știu, a, la Nițuli, da, da, așa este. Da, deci echipa e bine conturată, cu alte cuvinte, divizia B merge mai încolo. Acum, o altă întrebare ar fi, cum ați simțit, deși nu e cel mai potrivit moment, fiind întâmplându-se ce s-a întâmplat legat de intrarea la meci, adică de povestea cu turnicheții, se joacă, nu se joacă cu public. Cum ați simțit totuși publicul?
Și aici vă spun un lucru interesant. Cum o să încurajeze publicul ăsta echipa? Ne depășește. E greu să spui, hai Energeticianul, prea multe silabe sunt. Probabil vor găsi o scandare potrivită. Aia ce scrie pe spatele vostru, Jiu. Sigur, ceva să... Nu, că acolo se tinde. Exact. Vlad, cum zici, cum a fost impactul cu aia 400 de oameni cât s-au fost la meci? Da, le mulțumim că au venit. Uite, la Ploiești au fost 5.000, dar eu știu în ce condiții. Da, da. Probabil și la noi, dacă nu era această nebunie. Bulibășeala aia cu poarta, da? Consider că ar fi venit mai mulți. Și eu zic că vineau vreo 2.000. Suporteri. Dar le mulțumim celor care au fost la stadion și au fost alături. Noi din teren, cred că i-am simțit alături. I-am simțit noi ok, că am văzut că au aplaudat. Da, chiar ne-au încurajat și îi așteptăm să vină cât mai mulți și meciurile următoare, să ne susțină. Da. Am înțeles că va fi la final de campionat vorba și de o tombolă cu un autoturism. Asta nu știați. Am auzit câte ceva, știu, dar nu sunt foarte bine informat. Finanțator al echipei, deci pe undeva aia 20 de lei se justifică, dacă ai norocul și... Ia că la urma urmei, câte meciuri avem acasă? 9 și cu 9, 18. Aia înseamnă 320 de lei, nu? Parcă da. Dar dacă dai 320 de lei și vii la toate meciurile, poți să iei și o mașină. Câți oameni nu aruncă la păcănele 320 de lei? Poate fi o investiție, deși... Poate să-ți iese. N-ai ce pierde. Vezi un meci, vezi un... Așa, cum vi se par băieții ăștia de la Under 21? Horațiu Moldovan, portarul. Domnul Rusu. Un jucător foarte bun. Pentru mine a fost o mare surpriză. Da, 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 un jucător foarte talentat. Știam de anul trecut de la Sibiu, chiar dacă n-a evoluat foarte multe meciuri. Acolo, sezonul trecut, știam că este un băiat 98, 20 de ani. Cu foarte multe calități. Și pe care le-a arătat și la meciul acesta de sâmbătă și ne-a ajutat foarte mult prin evoluția lui. Ai simțit o siguranță în el? Eu știu că Bogdan Miron va fi portarul titular. Bine, părerea mea așa de scriitor de ziar. Asta a fost decizia antrenorului, dar l-am simțit foarte pregătit. De nu, speriat, nu nimic. L-am foarte pregătit de joc, în ciuda vârstei. Și voi ați avut puține amicale, nu știu dacă ați avut unul sau două, l-ați avut pe la Punirea Alba Iulia, în care tu n-ai jucat. Eu n-am jucat niciun amical vara asta, da. N-ai jucat niciun amical. Și eu doar în acela cu Alba Iulia. Cu Alba Iulia. Un al doilea under a fost atacantul Marius Cioiu, mai tânăr decât 19 ani. Cum vi s-a părut că s-a mișcat Marius Cioiu? A jucat 90 de minute. Da. La fel, un copil foarte talentat. Îl știam de anul trecut, a fost o perioadă în jur de o lună de zile la Lucea Oradea. La Oradea a fost, da. S-a pregătit cu noi, după care s-a întors aici și așa că îl știam destul de bine de acolo. L-am văzut și la antrenamente. Am încredere în el că poate să aibă un sezon bun. Este un jucător talentat, cum de altfel toți sunt. Toți cei tineri și au nevoie doar de încredere, părerea mea, și cu cât o să prindă mai multe minute, cu atât și evoluțiile lor o să fie tot mai convingătoare. Mai bine să încerci jucători de genul ăsta decât să aduci, fără a-i supăra sau a-i jigni, atacanți destul de plictisiți, să nu le zic altfel, așa cum au fost ăla care a jucat la Craiova și la Steaua și mai are un frate și umbla cu Cruduța, îmi scapă numele, și ăla care joacă la Poli Timișoara și provine din Senegal. La Ripensie, Mișoara. Acum la Ripensie, parcă. Da. Nu? Dacă nu, are 32 de ani. Da, da, da. Și vorbește bine românește. Atacanții ăștia doi, cu toată experiența lor, Costea și Mansur, ce să mai dăm după Corcoduș, Florin Costea și Mansur, n-au prea confirmat aici. Și uite, atunci mai bine joci cu Cioiu, cum spui tu, mă, la măcar are o ambiție. Așa, și un al treilea under a fost underul Dragu, care nu a jucat, și joacă băiatul ăsta, Dragu. Este mijlocaș, din câte știu eu, dar... Funda stânga, mijlocaș stânga. Andrei Dragu, născut în 99 și el, tot așa, da, 19 ani. Al treilea junior, dacă nu mă înșel, a fost Petre, fundașul dreapta. A, Petre? Uite că da, în primul 11 mă refer. Nu, e născut în 97, atenție. Se încadrează. Da, 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 se încadrează și Robert Petre, da, fundaș dreapta. Nu e rău, băiatul. Da, 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 da. 21, el e cel mai bătrân dintre underii. Dintre cei tineri. Deci, chiar dacă ești născut în 97, se pune under 21, nu? Exact. Da. Deci de-aia ați avut 3 în teren atunci. Și el la fel. Și obligatoriu cât e? 3. Aoleu, trei. Toată durata celor 90 de minute. Probabil că Perj acum după așa ceva umblă,
ca să mai aducă doi, să... Doamne ferici, ce faci dacă îți suspendă unul? Da, mai avem și pe bancă, mai sunt... Nu mai sunt, under. Uite cine a fost. A fost, ba da, ai dreptate, George... În lot, cel puțin. Enache, sunt, da. Enache, Dragu. Dragu și atât. Și cam atât, cred, pe banca de rezerve, atât, da. Atât, dar mă normal, Dragu pe banca de rezerve. Mă normal, într-un lot îți trebuie, dacă... Încă trei, încă unul. Trebuie 6-7, minim 6-7 jucători. Fiind vorba de trei... Apropo, cum vi se pare, am văzut și aseară pe un post central specializat la sport, discuția aprinsă pe această temă. Vi se pare normală chestia asta cu Under 21? Adică tu să-mi impui mie echipă privată, deși tu ca stat, adică ca federație sau ligă, nu mă sprijin cu nimic. Dar joacă-mă cu 7 underi. Păi dacă n-au talent, ce să fac cu ei? Îmi compromit afacerea. Asta, Ilie Dumitrescu era vehement. Nu că e bine cu under. Ăilalți din studio spuneau nu că e anti-under. Dinu Gheorghe spunea nu. Până la urmă trebuie să... să privim cine are de câștigat ce nu. Cred că Naționala României ar avea de câștigat dacă din jucătorii România tineri, avea câștigat, dacă jucătorii tineri limita sunt... jucătorul, număr de jucători străini. Asta ar avea de câștigat. Că cu underii nu faci nimic, că underii ăștia pleacă tot timpul. Joacă un an, doi, la 22 de ani nu mai are valoare, sau nu mai poți să-l bagi, că trebuie să-l ții pătușă, că vine altul mic. Deci exact, ești așa pe la mijloc cu... Ați dat cu părerea în sensul ăsta. Exact. Sunt și tu ai prins avantaje la vârsta ta, nu? Am prins un an la Liga 2. În Liga 2, da, de Liga 2. Și ultimul an am fost ca senior și eu. Această tranziție este foarte dificilă, totuși știu. Am avut colegi și la afumați care odată ce nu au mai devenit, nu mai erau underi. Înțeles. Conducerea le-a spus, nu mă mai bazez pe tine, nu poți să joci ca și senior. Gândiți-vă ce riscant să joci cu un under 21 în poartă. Întâmplător, Horatiu Moldova și-a făcut treaba. A ajutat și de echipă, a ajutat de atmosferă, de... a mers bine treaba. Deci cu Universitatea Cluj va fi greu, de exemplu. Domnul Sucina. Da, până la urmă, toate meciurile sunt... ne ajută să-și intre, sigur. Exact, toate meciurile sunt grele pentru noi, iar referitor la ce a spus cu regula Under 21, acum, din ce am văzut, părerile sunt împărțite. O parte sunt de acord, o parte nu. Ideea e că la noi, în România, lumea era înainte lumea un pic reticentă e reținută, să promoveze tineri sau, și probabil de aia s-a apelat la această variantă. Da, mă, puteți să mă obligi cu unul, nu cu trei. Vorba lui, trebuie să am 6 în lot. Păi ce fac? Au obligat pentru că nu erau promovați tinerii. Nu erau promovați, da. Până la urmă se privim și la Franța, la campioana mondială. Mbappé are 19 ani. Care... A bine, acum nu vorbim și de nu a beneficiat de nicio... Excepție nu, de da. Nu a beneficiat de nicio regulă sau... Bun, ne apropiem de final și m-aș gândi să așteptăm într-adevăr un meci, eu zic, mai greu decât cu Oradea. Chiar dacă a pierdut acasă meciul cu ASU Poli, echipa înființată în 2012 de suporteri, știți povestea ei, nu? Au desființat Politehnica aia veche din 1921, a venit Recașu, a preluat locul, da, publicul n-a fost de acord. Locul din Liga 2, exact. Simt bine minte. N-a fost de acord publicul cu chestia asta. Și-au preluat palmaresul și tot. Exact. Și atunci suporterii au înființat în 2012 această echipă, iar aia altă, care zic ei că vechea Poli, care a retrogradat ACS-ul, continuă mai departe sub pavăza primăriei sau nu știu cui. Cum aștept, domnul Rusu, meciul cu... Așteptăm meciul cu nerăbdare, pot spune... Ți se pare mai greu sau la fel de greu ca și cel cu Oradea? E bine că am trecut de acest prim pas cu brio, așteptăm brio, acum, da, așteptarea era foarte important pentru noi, așteptăm acum meciul cu ASU Poli, într-adevăr, care va fi iarăși un meci dificil, dar e bine totuși pentru noi că vom evolua tot acasă și eu sper să facem un joc mai bun decât prima etapă, pentru că nu pot spune că am făcut un joc deosebit, dar până la urmă... Undeva la nota aproape de 7 s-a jucat. Da, dar... Era și primul meci, poate avem anumite scuze, să spunem, până intrăm un pic în... Bine, a zis Dulca în declarațiile, echipa încă nu e legată, mai ales că ați avut 10 amicale. Da, da, da. Dar eu zic că vom trece cu brio și peste acest test și ne vom impune și cu ASU Poli în șapte. Domnul Tudorache, aveți ultimul cuvânt. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, fiecare echipă în parte. Cei de la Poli sunt... cum am spus, echipă solidă. Ne gândim la meciul de sâmbătă, sperăm să ne impunem și jocul.
mai bine decât am făcut-o, o să găsim un ritm de joc mai bun și consider că avem prima șansă. Chiar dacă ei vor fi și ei motivați, ca și noi de altfel, vor avea și suporteri la meci, vor fi încurajați, dar și noi sperăm să beneficiem de acest lucru. Ok, să fie într-un ceas bun începutul ăsta și de emisiune de Liga a doua și începutul vostru cu 4-0, cu Luceafărul Orata. A fost bine, chiar dacă n-a jucat la, cum spunea antrenorul, echipa s-a exprimat cam la 60%, de-aia zic, media 6-6 și un pic. Da, poate dacă o ridicați un punct la meciul cu ASU Politehnica Timișoara, va fi bine. Așteptăm publicul, nu? Să vină? Da, normal, așteptăm să vină cât mai mulți. Facă zgălăgie acolo, să bată la figurat, evident, cu publicul timișoran, care cu siguranță va fi aici în calitate de spectator de galerie. Mulțumesc, Vlad Rusu, mulțumesc, Vlad Tudorache, mulțumesc și colegilor tehnic. Vă dăm o întâlnire pe lunea viitoare aici la Mondo TV, la emisiunea Arena. Până atunci, numai bine și o săptămână cât mai călduroasă și la propriu și la figurat.